Internetul este plin de glume cu Paul al României, dar cea mai bună glumă au spus-o judecătorii care l-au condamnat la 3 ani și 4 luni. România i-a plătit traducătorului Paul al României la proces. Proces la care prima discuție a autointitulatului prinț cu judecătorul a fost cam așa. Scuzați if I speak English and română half-half. Eu înțeleg 90% din limba română, dar nu vorbesc foarte bine. Aici nu vorbim romgleză, avem translator de engleză, dacă nu înțelegeți, întrebați. În afară de ferma Băneasa și pădurea Snogov, care au fost, i-au adus această pedeapsă cu închisoarea, Paul al României a mai cerut, printre altele, și castelul Peleș. Familia regală a României nu îl recunoaște ca membru, e o poveste încâlcită cu urmași nelegitimi și căsătorii anulate. Însă numele al României nu mai apare doar în buletinul celui pe care... Până în 2008 îl chema Paul Lambrino, ci și pe pagina cu urmăriții general. Polițiștii, care cred că Paul e acum al Portugaliei, l-au căutat inclusiv sub pat. Evident, nu l-au găsit, dar nu strică niciodată să încerci. În lada patului ce găsim? Du-te cu partea aia și ține. Ce-am făcut și eu? N-ai făcut nimic, ce-am zis eu ceva? Dar nu trebuie să... Dumnezeu, ce-am găsit? Ce-am făcut ce-am găsit? Păi n-ai făcut nimic, mă, ce-am zis eu că ai făcut ceva? Deci uite că aveau experiență. Avem deci încă o celebritate pe care judecătorii au trimis-o la închisoare, dar care nu e de găsit. Și nu Portugalia, ci Italia pare să fie noua destinație a fugarilor români. Dragoș Săvulescu, fost acționar la Dinamo, acum actor la Hollywood, a reușit să transforme cei 5 ani cu executare primiți în România în 5 ani cu suspendare. Decizia a dat-o o instanță din Napoli și e definitivă. Iar fosta șef Adico, Talina Bica, a fost anunțată de judecătorii din Bari că poate fi executată în Italia pentru pedeapsa de 4 ani primită în România. Tot în Italia e și Mario Iorgulescu, fiul șefului LPF, e trimis în judecată pentru omor, iar Ministerul Justiției de la noi nu știe în ce stadiu e cererea de extrădare. România n-a reușit încă să-i aducă în țară nici pe oamenii de afaceri Sebastian Ghiță, Puiu Popoviciu, Elan Schwarzenberg sau pe fostul ofițer SRI Daniel Dragomir. Prințul Paul. Prinsul. Și ca să spun pe... Neprinsul, că încă nu e prins. Neprinsul, Paul. Eu am rămas surprins, surprins, el a rămas prins, da? Am văzut buletinul, circula pe net o poză, mă rog, datele blurate, dar se vedea numele al României, este numele de familie. N-am știut asta, mă gândeam că este doar așa un nume onorific. Ca să o spun pe limba... Care are nevoie, pe banii noștri, de translator din care să-i traducă din banii română, ăia pentru translator sunt cea mai mică problemă. Nu, dar ironia sorții, adică da.